Dragii mei, revin cu un video pentru că cineva de pe internet m-a rugat să arăt în meniu la acest invertor Yasun de 5,5 kW pe care l-am eu. Haideți să ne uităm puțin în meniu să vedem. După cum observați, acum mi s-au terminat bateriile. Azi noapte este ora 7 dimineața și după cum vedeți ia curent din rețea. Acum ia numai din rețea. Iar eu am setat invertorul ca la prima oră, prima mișcare care s-o facă el, primul curent care îl generează din panouri să se ducă drept în baterii. Deci mie acum are prioritar setat din meniu să-mi încarce bateria până ajunge undeva la 30%. Și de ce am făcut setarea asta? Pentru că el, invertorul acesta, când rămâne fără baterii, el consumă, deci el consumă în standby, fără niciun consumator, consumă în jur de 80 de W, el singur. Iar dacă nu ai curent în baterii, atunci el va lua din rețea ca să trăiască el, să supraviețuiască, să funcționeze. Pentru că este un invertor de putere, 5,5 kW, ce generează un curent alternativ cu sinusoidă pură. Vă dați seama că acele componente electronice trebuie de undeva să se alimenteze. Ele obișnuiesc să alimenteze de aici, din baterii, din bancul de baterii. Dar dacă tu nu ai baterii deloc, de unde își ia curent? Își ia de la soare sau de la rețea? Având cont că de la soare e foarte mic, ia să vedem cât produce el acum, doar 63 de W, că este dimineață. Asta înseamnă 4 amperi. Ei, 4 amperi el îi duce repede în baterie. Astfel că în aproximativ o oră, el va comuta pe baterii după aia și va vedea de treaba lui. Va consuma foarte puțin în acest timp. Ia uite, acum a cuplat în el și a trecut pe panouri solare. Ce tare! În direct a fost chestia asta. Da, deci el acum și-a încărcat bateriile și ia și din baterii, ia și din panouri. Vedeți, nu mai încarcă bateriile acum. Acum, cei 65 de W îi folosește pentru consumul lui propriu și diferența o adaugă din baterii. Acum, consumul meu în casă este 180 de W. Asta înseamnă că este pornit un televizor și frigiderul și probabil vreo două becuri cu LED. Deci, cam ăsta e consumul mediu al meu. Un frigider, unul sau două televizoare și două, trei becuri pe LED. Și ocazional pornesc hota noaptea. Ziua când e soare, am curent mai mult decât îmi trebuie. Pornesc mașina de spălat automată, pot folosi boilerul electric, pot folosi plita cu inducție, pot folosi aeroterm, un calorifer electric, ceva. Ziua când e soare, am mai mult curent decât îmi trebuie. Dar acum haideți să trecem la setări. Deci ca să intrăm în setări, trebuie să țineți apăsat Enter mai mult. Am aici și manualul. Haideți să ne uităm și în manual. Eu mi-am notat aici în manual niște setări. Ia să vedem. Hai să intrăm în setări, să vedem. Ok, la poziția 00 se iese din meniu, nu-i nimic. La poziția 1, aici setați SBU. La poziția 2, setați 40 de amperi. Asta este puterea maximă care îmi încarcă mie setat acum pe baterii. Mai departe, am ieșit din meniu, intrăm din nou. El iese dacă nu umbli pe aici. Așa. Deci
Producătorul recomandă aceste baterii să se încarce undeva la 20 de amperi, dar fiind iarna ziua mai scurtă, i-am dat 40 maximum, adică care permite mie să obțin un randament cât mai mare la încărcare. Aici am optat pentru la poziția 03 UPS, aici la poziția 4 SDS, la poziția 5 UUS, probabil bateria aia asta, așa, la 06 LHE, la 07 LH, nu știu ce litră e, mă rog, la poziția 7, la 08 tensiunea, care o doresc eu să o scoată invertorul. El are și 220 și 230, eu am optat pentru 220, așa cum am mai spus în alte videoclipuri, nu vreau să-mi forțez aparatura. La 0950 de herți, așa, pe poziția 11, maximul de încărcare din rețea, dacă vrei să-ți încarci. Eu am deconectat această funcție, nu mi încarcă de la rețea, totuși am setat-o cea mai mică, să fiu sigur. Așa, hai să ajungem înapoi la 11. La 12, 51 de volți. Asta este funcția la cât vrei să ți decupleze consumul din baterii și să treacă pe rețeaua națională. La 52, la cât vrei să repornească consumul din baterie. La 13, la cât volți dorești să pornească iar consumul din baterie. La 52. Pe 16 am pus 50. Pe 18 BON. Pe 19 FEP. Pe 20 LOF. Pe 22 ROF, pe 22 BIE, pe 25 FD5, pe 26 58 CUT, la cât să taie, FLU 27 55, 29 48, 29 ONE, 31 SBE, 33 ED5, 34 58,2, 35 60, 36 120, 30 D, 39 AD5 și iar 01 SBU. Da. Deci astea sunt setările mele. Nu o să mai intru acum în detaliu fiecare ce înseamnă, și dumneavoastră aveți manualul sau dacă nu l-aveți, îl puteți descărca în format PDF de pe internet, de pe pagina producătorului. Ce vreau să spun despre invertorul acesta. Acest invertor, uite, a început să crească, 72 de wați, se mărește ziua. Acum nu mai încarcă în baterii, dă în casă curent. Acest invertor este un sistem destul de complicat. Conține foarte multe componente electronice și tranzistor FET și transformatoare toroidale și relee și rezistente de putere și foarte mulți condensatori. Acest invertor consumă energie electrică pentru funcționarea lui în jur de 80-85 de wați, el singur consumă. El trebuie de undeva să ia energia asta și eu l-am setat așa. El va funcționa în special din panouri fotovoltaice, dar când este noaptea și energia electrică lipsește din aceste panouri, se va alimenta din baterii. Dar dacă bateriile lipsesc și ele și el rămâne pornit, se va alimenta din rețeaua națională.
Ceea ce nu mai este cazul acum la mine. El nu mai consumă din rețeaua națională. Nimic. Sfatul meu este, când sunt aveți mai multe zile la rând în nouă rate și vi s-au terminat bateriile de tot și următoarea zi tot în nouă rată, cea mai bună metodă ca să economisiți energia electrică din rețeaua națională, care ajunge să o cheltuiți de acolo și să nu consume și invertorul de iurelea 85 de wați, vă sfătuiesc să-l opriți. Și oprirea invertorului se face în felul următor. Se stinge invertorul de aici, de la buton, și deconectați și siguranțele fuzibile de la panouri solare. Dacă nu deconectați și panourile, el se va chinui să funcționeze acolo cu 20-30 de wați, va porni, se va stinge, va porni, se va stinge, ceea ce nu este ok. Nu-l chinuiți, că îi distrugeți releele alea în el, îl stricați. Cel mai bine, îl opriți și cu asta basta. Cel mai bine ar fi să-l utilizați când este soare sau când aveți curent în baterie. Uite cum e cazul meu acum. Am baterie, el consumă acum din baterii și nu se duce cu consumul în rețeaua națională să mă ardă la buzunar. Deși afară este foarte nourat și este dimineață. O să ies puțin să filmez afară să vedem cum este ea. Nourat afară și chiar și ninge un pic. Fulguiește, ia uite. Fulguiește. Vedeți? Ia să vedem pe panouri, s-a pus ceva. Ia uitați. Se depună fulgii pe panou, dar momentan e alunecă la vale. Înclinația de 45 de grade, îi bate și vântul și își face treaba înclinația asta. Da. Fulguiește. Este undeva la 7:30, 8, cred, dimineața acum. S-a mărit ziua cam cu 2 ore, zic eu, față de la solstițiu de iarnă, când aveam ziua de 6 ore. Abia se vedea luna pe la 9 dimineața și pe la 3 după amiază deja nu mai avea nicio putere lumina. Atunci au fost câteva zile la rând, vreo 7-8 zile, care am oprit invertorul, nu avea sens. Dar acum, de exemplu, am de pe data de 28 ianuarie și până azi 6, azi 7, 7 februarie, a mers în continuu invertorul, pentru că apucă să se încarce bateriile, chiar dacă nu se încarcă 100% și mi se încarcă doar, să zic eu, 65-70%, mie mi-ajunge energia în noaptea aia, pentru că noaptea nu consumăm așa de mult. E chestie și educația acum, familie. Dacă îi înveți să facă economie noaptea, ți-ajunge curentul. Treburile importante care necesită mulți kilowați, le faceți ziua. Noaptea să nu utilizați electrocasnice care consumă foarte mult curent. Gen mașini de spălat automate, cuptoare de copt cu rezistențe electrice. Eu folosesc cuptorul cu microunde, dar pentru un minut, două maxim, cât încălzești mâncarea, dacă ai nevoie să încălzești ceva. În rest folosesc aragazul cu gaz. Ce să vă mai spun despre baterii? Astea sunt bateriile cu litiu-ion. Le-am numerotat, le-am inscripționat cu etichete, pentru că la un moment dat o să trebuiască să le rotesc. Și o să vă spun de ce. Eu n-am avut de la început balanserele astea de la Victronic și am legat direct bateriile așa și ele după o lună două baterii aveau două cicluri în plus față de celelalte. Pe aplicație pe Bluetooth ți arată câte cicluri mai ai, până la 3000. Și două baterii aveau 10 cicluri și celelalte aveau 12 cicluri. Și atunci
mi-am pus balanserule ca să... De atunci s-a stabilizat. Dar tot apare o mică diferență. Întotdeauna două baterii se vor cărca mai repede, se vor descărca mai repede. Și la un moment dat o să le inversez. Cele de deasupra o să le pun de desubt. În mod sigur, eu am tăiat și am mufat cablurile astea cu papuci. Le-am tăiat cât am putut eu de identic. Dar vă dați seama că un simplu milimetru în plus și deja s-a schimbat rezistența la cabluri. Ele sunt de 45. Totuși, fiecare baterie are personalitatea ei și fiecare cablu are rezistența lui. Și la un moment dat, e bine să faceți o rocadă, mai ales la cele cu plumb. Astea au BMS-ul lor în interior. Nu se strică, dar e vorba de cicluri în timp. După un an de zile ai să te trezești că două baterii au 300 de cicluri și altele au 400. Și nu e ok. Na. Cam asta e. Ăsta e sistemul. Aici este o cameră tehnică la mine. Am și centrala pe lemne. Nu prea recomand să montați într-o centrală pe lemne, pentru că se face praf cenușă când curățați centrala. Eu, ca să rezolv problema asta, am pus un ventilator. Am pus un ventilator. De obicei, când o curăț, invertorul nu funcționează capacitate maximă și nu-i merg ventilatoarele. Și am timp să aerisesc aici. Dar, în general, nu-i recomandat să montezi invertorul medii cu praf, cu mezeală. Eu am fost forțat pentru că nu am alt spațiu mai adecvat. Ăsta e bun. Uite, am și lemnele de iarnă aici. Aduc câte două, trei brațe, ele se usucă și când le bag în centrală, e numai bine. Am trecut și boilerul pe centrală și economia se vede. Îmi place invertorul ăsta care are aplicații și pot vedea de oriunde în lume cât produce, cât consumă, câți amperi încarcă din aplicația invertorului. Vă salut și Doamne ajută, cu respect. Nu uitați să vă abonați și să dați un like acolo. Lăsați un coment dacă am greșit, îmi cer scuze. La revedere!